Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. M-am gândit să fac o etalare care să dezvăluie cum se simte fostul după despărțirea de voi. Ce sentimente are? Ce simte? Ce-l doare, să spunem așa, din relația care s-a terminat? Să aruncăm așadar o privire în viața fostului. Să vedem ce se întâmplă în viața fostului. Dacă trăiți o astfel de situație, v-ați despărțit și vreau să știți ce simte fostul legat de această situație de despărțire, am să fac acum o etalare în trei variante. Așadar, vă invit să alegeți una dintre aceste trei pietre, albă, mov sau cristalul ciorchină. Să vedem ce simte fostul pentru că v-ați despărțit. Deci, legat de despărțirea. Și am să încep cu prima variantă, piatra albă. Se simte bine, pot să spun, sau se încearcă să se pună în siguranță, încearcă să se regenereze, să renască cumva, mi-a încolțit o idee, are o idee, are o soluție, are o veste. Să vedem dacă vestea aceasta este pentru voi sau ce cu această veste. Foarte interesant. Ia să vedem. Interesant. Să știți că pe el îl stresează un nou început, o nouă dragoste sau chiar o reîntoarcere în dragostea voastră, să știți. Deci dacă eu nu văd aici că lucrurile s-au terminat, el acum a luat o pauză. Aici văd la această variantă albă că a luat o pauză, dar se reface. Se reface, e deja pe cale de refacere, de vindecare. Poate e la un drum pentru niște bani, niște câștiguri și revine în forță. Foarte posibil dacă a fost între voi, adică sentimente pure, curate, pentru că văd aici că a fost totuși multă bucurie, multă veselie, multă dragoste, dar a fost mai mic, cum ar veni, a fost la început, n-a avut putere, n-a știut cum să-și ofere dragostea. Acum el trece cumva printr-o schimbare, deci, cum se simte această persoană? Puțin obosită, puțin stresată, dar văd că se vindecă și face o plimbare, un drum, face o petrecere, petrece cu niște prieteni noi, poate își face prieteni noi, foarte posibil că își face prieteni noi. Deci, aceasta este situația aici la această persoană, își face prieteni noi și poate reveni în forță. Cu voi sau fără voi, o să vedem dacă este cu voi sau apare altceva, pentru că lui apare, văd, un mare, mare succes în viitor, să știți. Da, deci o noutate. Un mare, mare succes, ceva neașteptat. O altă persoană. Deci, el se va căsători. Dacă voi sunteți semn de pământ, de voi se rupe. Deci dacă voi sunteți această doamnă din semn de pământ, se poate rupe acest lucru. Da. Pentru că mai apare altcineva. Deci îi apare o altă persoană, mai tânără. Cumva el a avut aceeași experiență care a avut-o cu voi,
a avut-o și cu o altă persoană, cam de aceeași vârstă ca și voi. Dar acum are o altă șansă cu alta mai tânără, care poate fi de la drum, poate fi studiază, poate fi o persoană care e populară deja, e într-o celebritate, are un succes ea într-o carieră artistică chiar poate, sau altă natură. Văd aici că se naște niște sentimente foarte puternice între această persoană și posibil să apare și un copil. Deci fostul cam asta simte acum, este foarte posibil să se rupă de voi. Asta e vestea pe care vrea să vă dea, poate că voi doriți să se reîntoarcă la voi cumva, dar nu-l văd că se va întoarce, ci mai degrabă voi veți pleca, voi vă veți rupe și voi vă veți gândi și voi la viața voastră, cumva că și voi vreți să vă vindecați, pentru că ați fost cumva ca un pansament pentru el. Deci, această persoană, de aceea a apărut stresul. El este foarte stresat pentru că el a intrat într-un alt anturaj, așa a schimbat anturajul prietenii, dar este stresat, care are și mult de muncă și pe neașteptate se va îndrăgosti. Pe neașteptate văd că se schimbă ceva, o energie. Cu voi, mai degrabă aș putea să spun, chiar dacă s-ar împăca, poate fi cazul aici, că e o citire generală și na, pot fi și situații, pentru că văd aici că fie cu voi, fie cu alta, tot prin despărțire trece. În schimb, cu aceasta care e mai tânără și care apare pe neașteptate în viața sa, când se așteaptă mai puțin, nu e nimic programat, vine așa pe neașteptate, poate are legătură și cu un prieten cu care el se duce pe undeva la vreo petrecere, la vreun eveniment și așa se naște, la petrecerea aceasta apare pe neașteptate cineva. Poate fi o petrecere de serviciu, o petrecere de la o ieșire cu prietenii pe undeva și că îl văd foarte, foarte, foarte noit, să zic. Se noiește, întinerește și el și vor construi împreună o relație care duce către căsătorie, către căsătorie, către un copil, către o familie, iubire, să zic, împărtășită. E nevoie doar de răbdare și speranță. Dacă, în schimb, la voi relația s-a separat pentru că e la distanță legat de muncă, s-ar putea să se rupă, deci așa se rupe. Și prin aceeași experiență a mai trecut o altă, văd semn de pământ, semn de apă, care au trecut exact prin aceeași experiență. Dar vine acum o altă, o fecioară, zodia fecioară sau poate fi chiar o tânără de care se va îndrăgosti, un suflet geamăn aici. Deci nu ați fost voi sufletul geamăn, voi ați fost doar, să zic așa, persoana tampon până care să-l face să crească, care să-l face să înțeleagă cum să se echilibreze, cum să fie cea mai bună variantă a sa. Și a venit printr-o suferință și pentru voi și pentru el, poate, sau el v-a făcut pe voi să suferiți pentru ca să nu mai fiți atât de bună. Pe cealaltă care a fost mai practică, mai pragmatică, poate ca să nu mai fie atât de darnică, să-l facă și pe el să-și pună mintea la treabă, nu numai ea să muncească, pentru că aici văd că acum el trage din greu, acest bărbat acum trage, acum muncește. Cât a fost cu voi, poate a muncit mai puțin. V-a oferit iubire ca să vă oferiți voi poate confortul de care are nevoie. Sau v-a oferit iubire și voi ați oferit iubire, dar nu au fost chestiunile materiale care să vă... au fost, cum se spune, niște lipsuri între voi aici, un stres, o oboseală, ceva, o nemulțumire, că în final parcă a dus la o ruptură, la un faliment, la o ceartă, scandal, posibil și din cauza vreunor gelozii. Aici poate fi vorba și de gelozie sau avea vreun viciu, ceva aici, cumva, că văd că pot apărea astfel de situații. Dar în orice caz, acum, această situație, persoana care simte acum, el e pe cale de vindecare, nu prea mai se gândește prea mult la voi. Haideți să vedem și la varianta numărul 2. Ce simte fostul? Se simte nedreptățit, să știți. Nu prea gândește limpede. Nu, uite, îl gândește pe dos. Deci îl gândește pe dos. El zice că a avut dreptate. Ia uite, tot, jumătate e și pe dos, jumătate e și pe față. E extraordinar. El se simte nedreptățit. Pentru că vede ceva distorsionat. El e convins, adică nu e că... El e convins că el a avut dreptate... Pentru că vede totul pe dos, din cauza unui viciu, posibil, care are niște momente de nebunie, să zic așa, de
lipsă de înțelepciune, de rațiune, de... Poate fi și sub influența unui viciu, dar poate să fie și o chestie că încă mai are minte de copil. Indiferent ce vârstă are, încă mai are așa o gândire, o concepție care nu-l avantajează și bineînțeles că nici pe voi. Haideți să vedem. Acum că s-a terminat relația, ce gândește, ce simte această persoană? E cam rănit. Da, e uite ce rănit e. Ce rănit e, vai de mine, ce rănit e. El se simte foarte rănit, să știți, foarte rănit. Și ați rănit sentimentele. Pentru că el consideră că el va da foarte multe. Deci el consideră că va da foarte, foarte multe. Da, e rănit cumva, parcă și... E rănit că n-a fost crezut că el s-a considerat foarte bun profesionist și specialist, să zic așa, în dragoste, în sentimente, în a îți oferi ție plăceri fizice sau a te învăța lucruri aici, cumva, sau că știi că el crede că ți-a fost fidel chiar și așa cum a fost el mai manipulator. Consideră că e drept să fie așa. Ia uite ce rănit e, nu? Deci, ce să zic, e foarte supărat, foarte nervos, e agitat. Deci aici poate la voi ați avut și un copil, dacă ați avut copil mai are și cu acest copil, bineînțeles, mai comunică, dar îl critică și copilul sau el prin copil cumva încearcă să vă pedepsească pe voi. S-ar putea să fie o astfel de situație în care el, ca tată, că îl văd aici ca tată, e rănit. E rănit pentru că, dar la el poate să fie și o chestie ereditară, să spunem așa, adică un comportament ereditar. Deci fostul vostru este foarte rănit și în viitor își schimbă și el. Și el e foarte stresat, va face bani, se va pune în siguranță, se va ocupa de carieră, de profesie, va avea câștiguri bani, într-adevăr, foarte mulți, dar nu cu voi. Adică el cumva nu-l văd aici cu doamne, ci cu domn, îl văd aici cu prieteni, dar și cu multe stres, oboseală, frici, critici, probleme, poate chiar și cu legea. Sau va deveni el foarte, foarte ironic, foarte dur, așa, nu mai permite... El s-a simțit foarte rănit, pentru că probabil el a fost în concepția lui că trebuie să fiți până la sfârșitul vieții împreună, indiferent ce greșește. El e bărbat, el e cap de familie, el e tatăl, el trebuie să fie ca el. Adică cumva cam asta e. Sau l-a rănit ceva. Credința voastră cumva, poate a fost o chestie și de credință diferită. Văd aici că el se simte... cumva în mintea sa câteodată are momente când dacă v-ar vedea, ori l-ați bloca, s-ar paraliza, n-ar ști ce să zică, ori v-ar zice vreo câteva, ar încerca să arunce cu ceva după voi, să zic așa, sau ar fugi repede, ar pleca repede. N-ar vrea să, adică cu alte cuvinte, nu vrea să comunice cu voi. Cumva are o teamă, o frică de lege, poate că l-ați amenințat cu legea sau pentru că a avut niște probleme cu legea, acum nu mai are curaj sau e pur și simplu chiar are, pare undeva la un drum aici sau are probleme și de sănătate acest personaj și va trebui să facă ceva, pentru că poate o intervenție chirurgicală dacă n-a făcut-o deja, probleme poate legate de mers, cu mișcare, ar veni picioarele, probleme cu picioarele, posibil și acest lucru, posibil și cu mâinile să fie avut probleme sau legat de condus. Probleme când n-a mai putut conduce, cum ar veni, n-a mai putut conduce, a trebuit să mai iau o pauză pentru că a avut vreo problemă, vreo pagubă, vreo critică, vreo neplăcere, dar până la urmă și-a revenit, își revine, își revine și își revine cu bani, ori primește vreo moștenire, ori chiar apare un parteneriat pentru el, poate apărea un parteneriat. S-ar putea să viseze el la un parteneriat cu voi, dar e stres mare că văd eu suferință aici, e și această credință care... îl aduce într-o multă suferință, poate din lipsa de fidelitate aici cumva, pentru că el cumva are conștiința încărcată că a fost puțin cam materialist, să zic așa. N-a fost sincer, el ca și cum a profitat de un talent al vostru, de creativitatea voastră, de tinerețea voastră, ca și cum el nu s-a purtat frumos în tinerețea voastră cu voi,
N-a prețuit, să zic, calități. Acum depinde ce vârstă are, că poate sunteți la o persoană care e tânără și voi tinere, dar s-a comportat într-un mod așa, poate și că așa a învățat de la cineva mai în vârstă. L-a afectat poate și o relație cu o persoană în vârstă, văd aici, deci nu cu această persoană, ce mai simte el acum legat de relația de dispărțirea cu voi, suferă și e rănit cumva și de credința voastră, de lipsa de fidelitate sau de încredere în el, sau faptul că are teamă și de lege și de Dumnezeu cumva, pentru că s-ar putea să aibă niște probleme și e frică și cumva schimbă ceva. Deci acum el, cum ar veni, trece prin niște stări așa și caută soluții, ia o decizie să schimbe ceva, să se elibereze de trecut, poate să se curețe, să uite și să plece, să se reinventeze. Și văd că până la urmă suferința asta îl duce undeva, într-o singurătate îl poate duce, dar în care se va simți el în siguranță, ca și cum se retrage la pensie și stă singur și mai muncește pe acolo. Dar se va stresa, se obosea, duce o greutate. El are poate cu pe cineva bolnav, spre exemplu, pe care trebuie să-l îngrijească, poate fi și o astfel de situație. Dar, pe de altă parte, e în siguranță. E bine, dar nu mai văd cu vreo doamnă, nu mai văd cu iubire, nu mai văd că iubește, nu mai poate iubi. El nici pe Dumnezeu parcă nu mai poate iubi. Iubește banii, într-adevăr, iubește siguranța, stabilitatea, dar e puțin nervos, puțin stresat, cam asta e ce văd la această variantă cu fostul. Are o boală, are ceva el. Haideți să vedem pentru varianta numărul 3, cristalul nou, fostul, ce mai simte, ce mai gândește el legat de despărțire, acum că nu mai sunteți împreună, ce mai gândește el despre voi, ce mai simte el. Wow, încă nu mai ia notițe, încă mai tratează cu multă seriozitate niște chestii legate de familie. Acum poate că el pe timpul nopții s-ar putea să vă cam seara, poate că lucrează ziua, spre exemplu, și pe timpul nopții el vă visează sau, mă rog, stă și se gândește la voi. Vă urmărește poate și pe telefon, pe WhatsApp, da, s-ar putea să vă urmărească. Vă urmărește pentru că vrea să știe dacă a avut dreptate sau nu, dacă se mai poate ceva între voi, da? Deci el mai visează încă, deci vă urmărește, să știți, vă urmărește această persoană pentru că vrea să știe dacă v-ați despărțit de el pentru altul, vrea să știe dacă a avut el dreptate în ce v-a spus el. A fost și o rivalitate aici între voi. Orică el gândește că a mai fost vreunul cu care voi v-ați. Ori pentru că el a mai avut pe vreuna și a lăsat-o, posibil că vedeți că se desparte, deci văd că schimbă ceva, pentru că și cu acea persoană poate are discuții, rivalități sau e că nu-i convine acelei persoane ceva la el, care ține poate și de stilul său de viață. Îl văd că face drumuri, acum devine mai serios cumva, încearcă să se reinventeze, să se vindece, să se echilibreze, e într-o suferință, deci nu-i trece ușor, are suișuri și coborâșuri, poate legat și de o depresie, să știți, această persoană, ce să mai zic, el gândește acum vis-a-vis de această relație, ar gândi o împăcare, să știți, totuși o speranță, reinventarea asta, îl văd că ar vrea o împăcare, o iertare, vrea o clarificare, dar are frici, teme, trebuie să-și învingă niște frici, teme, s-ar putea să ia o inițiativă să vă caute. Foarte posibil. Acum depinde și de voi dacă nu sunteți deja într-o altă relație. E foarte posibil acest lucru sau drumurile voastre se vor intersecta la un moment dat. Și el va avea această satisfacție. Fie că vă împăcați, fie că îi dați voi de înțeles că vreți să vă împăcați și el va avea o satisfacție. Are o strategie. El caută și el niște soluții. Caută niște soluții. Da, are temeri, frici. Dar există posibilitatea să vă împăcați, să știți. Există posibilitatea să mă împăcați. Acum depinde de voi de ce clarificați voi. Pentru că văd aici soțul și soția, deci puteți fi destinați să fiți soț și soție. Dacă v-ați divorțat, s-ar putea să. Are gânduri, totuși, să știți că această persoană are niște gânduri puțin.
puțin așa să zic, de a abandona această lume, această viață. Deci să știți că el într-un fel, când poate când bea un pahar în plus, are o depresie, el urcă și coboară și cu această depresie s-ar putea să e într-un risc, cumva are luptă cu niște demoni, să zic așa. El luptă cu niște demoni, se luptă cu o boală care o duce de ceva timp. Această depresie e o boală până la urmă. Așa trebuie luată în considerare, care e tratabilă, dar trebuie tratată probabil de aici cu are nevoie de mult optimism, de mult echilibru, de cineva care să îl facă să înțeleagă acest lucru, că el trebuie să lupte împotriva acestei boli, acestei depresii, să nu trateze cu indiferență, care are tendința să o trateze ca cu indiferență câteodată, alte ori o tratează cu atenție, alte ori, să zic așa, abandonează, renunță, nu comunică sau nu ți împărtășește ceea ce îi spui, nu e de acord cu tine. Aici văd cumva că apar blocaje de acest gen. Pentru că fiind într-o depresie, nu mai gândește limpede, clar, într-o confuzie, să zic așa. E o confuzie între voi. Deci între voi e pur și simplu o confuzie. Există șanse să vă împăcați, să știți. Deci se întoarce la voi. Vă revedeți, vă reîntâlniți. Deci nu renunță. Are momente acum îl văd cumva, are momente în care acum caută poate să facă o școală, să mai studieze, să plece la un drum, să câștige niște bani, să se ocupe puțin de hobby-urile și pasiunile lui, ca să se curețe, să se vindece ceva. Vrea să se aducă un echilibru. Dar acest echilibru e fragil. E fragil și atunci ca să se convingă că nu s-a terminat, atunci va face cumva să apareți din nou împreună. Deci ori voi îl veți căuta, ori el pe voi, ori chiar drumurile voastre se vor intersecta pentru că sunt energiile de așa natură încât, indiferent că voi vreți sau nu vreți, vă veți întâlni. Vă veți întâlni pentru că voi ați fost destinați să fiți împreună. E o relație karmică, nu ați terminat totul, poate e vorba și de un copil între voi, sau nu are asta neapărat, dar nu e terminat. Nu e terminat pentru că nu mai aveți, voi putea să faceți niște lucruri importante împreună sau mai aveți cum ar veni ceva de împărțit aici și atunci automat vă veți mai întâlni, poate n-ați terminat divorțul, spre exemplu, și vă întâlniți și pentru divorț și mai vă spuneți una alta, vă mai aduceți spre o suferință, dar până la urmă văd că vă învingeți fricile. Și puteți să vă reinventați, există șansă de refacere. Vă veți clarifica ceva acest lucru și sacrificiile voastre s-ar putea să se merite, să vă dați seama că această nouă șansă va fi cu totul deosebită, cu totul aparte. Cam asta e ce văd așadar pentru această variantă. Deci așteptați-vă așadar cu la această a treia variantă că nu s-a terminat. El chiar mai se gândește câteodată, deci chiar mai reflectează, chiar îl prinde așa, aici un fel de dragoste cu năbădăi, să zic, care a fost între voi, sau o chestie de orgoliu, de ambiții, posibil și o rivalitate, că a mai apărut vreo cineva, vreuna sau vreunul, vreun flirt, ceva, dar care a pus gaz pe foc, sau e vorba de cine conduce în relație, care este șeful, care are dreptate, care e mai bun la afaceri, care e mai bun să ajungă într-o funcție, dar păreți amândoi destinați să fiți în funcții. Amândoi destinați să aveți puterea. Deci, dacă unul ajunge la putere, celălalt este, cum să zic, nici nu trebuie să. Dacă voi sunteți la putere ca domn, a trebuit să-i trageți, ar veni să-i dați mâna Doamnei, să o ridicați și pe ea. Dacă ea e prima la putere, trebuie să o încurajați, pentru că și ea vă ridică pe voi. Deci, cumva, o astfel de situație, aici e un tandem. Deci, nu merge doar unul. Să zici că doar tu poți să fii că ești bărbat și trebuie doar tu să și doamna să stea să-și vadă de copii sau de cratiță sau să aibă un job oarecare și atât, să se mulțumească cu puțin. Nu, deci chiar scopul vieții voastre aici, în această a treia variantă, este să aveți totul. Deci acest ciorchi nu l-ați ales degeaba, dar nu de unul singur. Aici nu e vorba de un egoism, aici trebuie să învățați, probabil asta e lecția karmică a voastră, să nu fiți egoiști, ci să vă ajutați ca frații, ca iubiții, ca soții, trebuie să fiți parteneri, nu rivali. Că aici, cumva, la voi sunteți ca într-o rivalitate. Deci, aici nu e care pe care, aici este împreună, ca un unu, pentru că
Voi sunteți cumva destinați să fiți așa până la sfârșitul vieții. Începutul și sfârșitul văd aici. Începutul și sfârșitul, alfa și omega. Foarte profund această relația voastră, să știți, cu multă, multă. De aceea și suferiți. Posibil că și voi suferiți, și el suferă, și unul și altul aveți gânduri din ăsta de depresie. Posibil această variantă, amândoi să fi trecut prin niște. Să plecați la drum, prin străinătate, sau să vă rupeți, să vă faceți afaceri pe cont propriu, nu merge împreună, puteți ajunge departe, separați, aveți suișuri și coborâșuri, dar împreună, dacă v-ați fi susținut sau vă dați din nou șansa asta, adică vă dați, nu vă dați, poate în această viață că sunteți orgolioși, că aici e o chestie de liber arbitru, văd aici justiția care chiar în mijloc a ieșit, e o chestie de liber arbitru. Ce vrei tu, fiecare trage de partea sa, dar ideea este că într-o altă viață vă veți mai vedea. Deci nu se termină această viață. Dacă nu e în această viață, nu înțelegeți lecția care este a voastră, vă veți vedea cu siguranță într-o altă viață. Să vă învingeți fricile, temerile, să învățați să fiți mai buni unul cu altul, mai serioși unul cu altul, mai puțin rivali unul pe altul. Posibil că el a fost într-o rivalitate cu voi, din orgoliu, din neștiință, s-a simțit puțin frustrat, poate, sau rănit, l-ați rănit poate chiar voi, poate ați râs de el cum ar veni și el avea deja o traumă și asta l-a dus în jos cum ar veni. Voi poate ați făcut o glumiță, că sunteți puternică și glumele de genul acela la voi țin, spre exemplu, sau invers, el v-a spus niște glume. Pentru că dacă cu el cineva ar fi glumit asemănător, n-ar fi luat în calcul, nu l-ar fi deranjat, probabil. Și pe voi, în schimb, v-a rănit, pentru că poate că voi veneați cu o traumă. Că văd aici că multă suferință și de o parte și de alta. Da? Deci cu niște traume care țin poate de diverse alte experiențe. Pot fi și în timpul căsniciei acumulate niște traume care au sau n-au legătură cu partenerul, dar practic scopul acestei căsnicii, acestei relații prietenice, a fost iubire între voi, a fost ca să vă vindecați unul pe altul, să vă dați forță unul altul, să vă dați putere, să faceți împreună o altă ceva frumos, să ajungeți tată, mamă, soți perfecți, familie perfectă, un stâlpi ai societății, aș putea să spun aici, că e vorba de împărat și împărăteasă. Probabil că într-o altă viață chiar ați fost împărat și împărăteasă, sau, mă rog, niște personaje importante în societate, poate că ați avut, nu știu, vreun rang social, nobiliar, etc. Și ați venit cu această energie și în această viață, dar că, probabil, fiindcă se uită tot ce a fost în altă viață, acum în această viață va influența cumva aceste rivalități, ar putea să voi să fi avut niște intrigi. Niște intrigi din cauza unor anturaje, unor rivalități. Vă niște persoane care au fost așa mai superficiale și pe voi v-au perturbat aceste lucruri, că v-au prins în momente vulnerabile, să zic așa, și au avut efect aceste situații. Și văd acum că el este foarte supărat, supărat, s-a lăsat poate de un anumit viciu, e foarte posibil că a renunțat la un viciu el, să știți că s-a schimbat. Deci foarte posibil, dacă nu s-a schimbat, se va schimba pentru că văd că el tratează cu multă seriozitate niște lucruri. Deci chiar se informează, chiar se înscrie la o școală, la un curs, se duce la tratament, la psiholog, ca să se renunțe la o anumită conduită, la un anumit lucru care l-a făcut, ca să-i treacă, să vindece o rană, ca să înțeleagă de ce nu v-a putut el accepta anumite lucruri sau de ce v-a făcut ce rău v-a făcut sau să înțeleagă și cum v-a făcut să suferi, să simte și el ce a suferit voi. Ceva de genul ăsta, văd, deci el tratează cu mult mai multă seriozitate acum aceste lucruri și văd că până la urmă se poate învinge aceste temeri, se face o clarificare. Da? Se face o clarificare. Dacă nu doriți să faceți, că aici ține de voință, deci asta e de claritatea asta, de ambiția asta, de determinarea asta a voastră și a lui, cu siguranță vă veți întâlni într-o altă viață. Acestea fiind spuse, dragile mele, dragii mei, vă mulțumesc că vizionați acest video. Vă doresc o seară minunată, binecuvântată. La revedere, să iubiți, să fiți iubiți.